Ai făcut parte din generația de aur a Jurnal TV-ului. Da. Ai prins-o pe Nata Nata cred că va afla pentru prima dată ce ce vă zice eu astăzi. Ați avut o problemă de sănătate cu copilul vostru. Am ajuns în momentul în care el deja nu mai putea respira și mi-am dat seama că dacă eu nu o să reușesc să mă ridic astăzi din pat să pot suna pe cine am de nu o să reușesc să-mi salvez copilul. Cum ai ales această specialitate? Înțeleg că este una dintre cele mai solicitate, interesante și de perspectivă. Astăzi avem în societatea noastră un val de nutriționiști, așa zis nutriționiști. Fără studii medicale? Absolut. Cu un salariu de medic în Republica Moldova poți trăi decent? Astăzi în Republica Moldova un medic nu este apărat de nimeni. Te-ai gândit să emigrezi din Republica Moldova? Da. Maria Marian este invitată a interviului Fără protocol de astăzi, prezentatoare TV și, mai nou, medic. Felicitări cu ocazia noului statut, să zicem, da. medic rezident. Medic rezident, da, mulțumesc tare mult, este, am muncit enorm de mult pentru a fi medic rezident astăzi. Dar tu înțelegi că în Republica Moldova tu ești unică din jurnalism care a cochetat cu medicina și a făcut medicină. Da, este ceea la ce am visat și ce mi-am dorit cu adevărat. Atunci când a venit timpul să-mi dau seama ce fac mai departe sau ce fac mai mult decât jurnalism și televiziune, prin metoda excluderii, am decis că ce mi-aș dori cu adevărat să devin este medic. Și atunci m-am gândit care sunt pașii pe care trebuie să-i fac. Și oamenii nu cunosc acest lucru, dar. Prima dată când am aplicat, când am vrut să aplic la studii, eram însărcinată cu Cristian. Mă gândeam atunci că atâta timp cât sunt în concediu de maternitate, fac studii la medicină. n te-au să acasă. fie din prima, da. N-a fost să fie din prima. Și am aplicat a doua oară când Cristian avea un an și 10 luni, doi ani Am decis atunci că dacă nu aplic acum, și nu învăț acum, nu o voi face deloc. Pentru că la medicină se învață mulți, mulți ani. Cum ai reușit să combini tu jurnalismul, pentru că la un moment dat tu aveai uh, emisiune da, în fiecare zi în fiecare și zi, studii la zi la medicină? Tot ceea ce este ușor poate face oricine. Reușești să obții multe în viață atunci când îți alegi Domenii dificile, pentru că îți dai seama că vor fi unice persoanele care vor fi ca tine. Și atunci, asta am făcut. Am zis că o voi face. Am aplicat la studii și mă gândeam așa. Anul întâi, mă uitam la orar, vedeam până la ce oră am studiile, până la ce oră am emisiunea. Am mai făcut între timp în acești șase ani de studii modificări la nivel de ora emisiunii ca să reușesc la ore de dimineață. Și eu am fost timp de șase ani în fiecare dimineață la ora 8 la lecții și cu geanta plină de cărți <laughs> în taxi repede și eu știam exact că 30 de minute trebuie să fiu la sediul Jurnal TV pentru emisiune. Colegii mei știu. Am reușit să fac studii la medicină datorită a mai mulți piloni. Primul ar, prim, primul este primul pilon este familia mea. da pentru că fără susținerea lor eu astăzi nu sunt, n-aș nu, fi eu, da? Familia mea. Doi sunt colegii mei de la Jurnal TV, pentru că am avut și am colegi extraordinar de bravi și înțelepți, da? Pentru că și-au dat seama că este ceea ce îmi doresc și dacă nu m-ar fi lăsat la studii, n-aș fi fost la Jurnal TV, pentru că nu puteam pune pe cântar. Gata, este ceea ce îmi doresc să fac. Și, și trei sunt uh, oamenii noștri dragi ai familiei noastre pentru că mă înțeleg inclusiv astăzi faptul că nu reușim să ne vedem atât de des pentru că Maria este foarte ocupată și ea învață să devină doctor. Wow! Deci dar cum ești medic rezident, șase ani de da. studii. În ăștia șase ani de studii tu ai avut de... Crescut un copil, s-a născut al doilea copil, deci în perioada asta tu ai fost inclusiv însărcinată, ai născut da. și oricum nu ai abandonat studiile. Sau a fost o perioadă când ai luat o pauză. Nu, n-am abandonat, dar nu am timp deja să abandonez. Uh, uite, anul ăsta, în cazul femeilor se zice vârsta <laughs> sau nu spune. Anul ăsta în toamnă, în septembrie, fac 35 de ani. Dacă mulțumesc. aș fi mulțumesc frumos, dacă aș fi lăsat studiile sau dacă aș fi luat. An academ, măcar un an, este ca aș termina, aș deveni medic la 40 de ani, este prea mult. Și am zis că cu toată forța, mă țin cu dinții de studii ca să reușesc uh, să devin doctor într-un timp rezonabil și corect. Ca să devii doctor, uh, sunt necesari minim 9-10 ani de studii. Primii 6 ani sunt medicină generală, următorii 3 sau 4 ani. Este rezidențiatul. Adică poți să te numești doctor cu adevărat când împlinești acești 9 sau 10 ani de studii. Eu și așa am aplicat la medicină când deja aveam o facultate, aveam o meserie, aveam copil, aveam familie. Dacă aș mai fi lăsat un pic de timp să treacă, n-aș fi reușit. Da? Să mă încadrez în niște parametri pe care mi-i doresc eu pentru mine și viața mea. Eu trebuie să recunosc, mie mereu mi-a plăcut medicina și în general mm. fac interviuri cu medici deci mm, da. îmi place la nebunie să ascult asta, dar mi se părea mereu Extrem de complicat. Este. Totul acolo. Este. Și responsabilitatea pe umeri este. foarte mare. În momentul în care eu nu cunosc ceva sau fac o greșeală, îi pus în joc viața, viața unui om. Corect. Tu te-ai gândit vreodată la asta, că la un moment Sigur. dat ai putea să fii insuficient de bună, poate ceva ți-a scăpat. Eu m-ar măcina toată viața dacă aș face o greșeală care ar schimba soarta familiei, a omului. Este acest lucru și, și tu ai spus corect, ai absolută dreptate. Uh, dacă pentru un croitor a face o fustă și a greși atunci când taie doar aruncă acea stofă. Pentru un medic nu există loc de a greși. Tocmai de asta cum am zis, fie ești medic bun, fie nu ești deloc. Eu o să vreau să discutăm inclusiv despre specialitatea pe care ai ales-o, un pic neobișnuită pentru mine. Eu credeam că să mergi în ginecologie sau ceva în zona asta un vechi proverb românesc zice Vinul de viță de vie te învie și eu sunt de acord, dar de fiecare dată menționez că alcoolul trebuie consumat rațional, la fel și vinul trebuie savurat, nu băut fără măsură. Preferatele mele sunt vinurile de la Aurelius, pe care le găsiți pe winetime.md sau mergând la magazin. Aici sunt vinuri cu reducere de până la 40%. Winetime are cea mai comodă platformă pentru comenzi online, iar livrarea se face rapid. Prețurile sunt foarte accesibile și aici găsiți unul dintre cele mai largi asortimente de produse premium. Echipa magazinului este bine instruită și atentă și vă poate consulta atât fizic cât și online, ca să alegeți cea mai potrivită băutură pentru orice ocazie. Dar și ambianța din magazin este foarte plăcută datorită designului său unic. Mai mult chiar, și cei din diaspora pot comanda vinurile și spumantele Aurelius. Pentru detalii, apelați managerul companiei la numărul de telefon afișat pe ecran. Mai multe informații despre produsele Aurelius găsiți pe linkul din descrierea acestui video. Faceți click și savurați un vin de calitate premium alături de cele mai dragi persoane. Vreau să vorbim despre ceea ce puțin se cunoaște despre tine. Eu căutam pe internet despre activitatea profesională, în principiu este clar, există un istoric, dar despre viața personală, în special despre părinții tăi, familia ta inițială, se știe foarte puțin. Tu faci parte dintr-o familie de 5 copii. Da. Ești din Ungheni. Da, eu sunt născută la Ungheni, familia mea este la Ungheni, casa părintească este acolo, părinții mei sunt acolo. Suntem cinci copii, suntem dintre care patru fete. Fratele nostru mai mare este la Moscova, în Rusia, apropo cu situația de acum, familia lui este acolo. Sora mea mai mare este la Călăraș, Natalia, apoi vine Tatiana, eu și am o soră mai mică, Elena, este în Germania. Are cineva vreo legătură cu medicina? Nu, nimeni. Cu jurnalismul? Nimeni. Nimeni, absolut, absolut. Mama mea este, a fost, acum este pensionară, inginer în telecomunicații la Ungheni. Uh, sora mea, la fel, a făcut studii în acest domeniu. Tatăl meu de meserie este tâmplar, adică toată viața a lucrat cu lemnul, da? Și um, sunt. Eu am o familie extraordinar de frumoasă. Nu știu cum acum să-ți explic prin ce sunt ei frumoși. Noi suntem foarte uniți. Mama este o femeie extrem de fericită pentru că astăzi deja noi suntem toate mari da, și toate avem grijă de mama fiecare când reușește. Dacă nu reușește, să merg eu la mama, merge Natalia, dacă nu reușește Natalia, merge Tania și tot așa. La sărbători ne adunăm toți, mulți, gălăgioși, da, pentru că avem copii mici și este foarte frumos. Eu practic mi-am dat seama de-a lungul vieții că nu am nevoie de prietene, sau nu am, nu, nu am relații de prietenie între atât de apropiate cu femei pentru că eu am o familie mare și noi între noi suntem foarte unite și atunci practic familia mea sunt prietenele mele, da, fetele mele. Noi așa practic noi, nu practic, nu este zis să nu vorbim, să nu ne trezim cu bună dimineața, să nu ne trezim cu un sfat de la mama și și tot așa. Ui, tu vorbești atât de frumos despre familia ta. Eu de fiecare dată mă întrebam cum e să fii într-o familie numeroasă. Totuși, cinci copii e destul da. de mare familia. Care este elementul care îi ține pe oameni uniți? Pentru că știu multe familii unde sunt mulți copii și nu există o comunicare din asta atât de eficientă. Există multă invidie, multă răutate. Mama. <laughs> Cred Ea că ar fi răspunsul. Mama, -ma, da, în cazul nostru mama. Cazul nostru mama. Să nu crezi că n-au existat anumite spărări de-a lungul vieții noastre. Este firesc, fiind fete, da? Mama a fost cea care tot timpul a zis, nu mă interesează, ați venit acasă. Sau au existat supărări, de exemplu, mama fără să mă anunți pe mine sau fără să o anunțe pe Tania, ne chema acasă. Da? Și atunci, ne place sau nu, toți stăteam la masă. Și vrei, nu vrei, într-o oră, două, rezolvam tot ce era de rezolvat. Mama este cea care întotdeauna ne zice că mai, bu mai bune prietene decât noi, între noi nu există altcineva și familia este sfânt. Pentru că atunci când dai o greutate, cu adevărat, familia este cea care sare prima. În cazul nostru, așa a fost întotdeauna. Mama a fost cea care ne-a învățat, în primul rând, să iertăm, doi, să acceptăm, trei, să fim noi mai buni. Înțelegi? Adică și doar atunci Echilibru și armonia pe interior o găsești atunci când îți corectezi îți anumite relații cu persoanele dragi din familie. Nereușind să ai relații armonioase cu cei dragi, nu reușești să fii împlinit. Și dacă nu ești împlinit pe interior, nu poți dărui împlinire și armonie în, mai departe. În domeniul nostru de media, și tu, și eu, și mulți ca noi, suntem oameni care dăruim. Noi dăruim emoții, noi dăruim atenție, grijă, afecțiune, noi dăruim publicului, de asta și suntem iubiți. Ca să poți dărui, trebuie să-ți aduni energie și să-ți rezolvi toate conflictele care le ai pe interior cu oamenii pe care îi iubești cu adevărat. Și doar atunci când reușești la toate nivelele sau majoritatea nivelelor să fie bine, poți dărui și poți fi armonios, altfel nu reușești. Doamne, că... Că... cât de frumos vorbești tu, deci <laughs> da, nu, ador am. și uh, ideea asta pe ansamblu, cât de important e ca uh, să avem ce oferi, pentru că de multe Absolut. ori noi vedem oameni care au probleme pe plan personal și ele sunt observate și la muncă. Medici care vin și în familie le funcționează ceva foarte rău, da, vin și da. se răsfrâng asupra, nu știu, pacienților, dacă vorbim de cu, da, cu da, domeniu, dar și da, în, în fiecare domeniu. domeniu. Hai să-ți spun așa un lucru. În societatea noastră, în societatea noastră se vorbește mult despre doctorul X este așa, doctorul Y este invers. Tindem să, nici nu știu cum să formulez. Eu cred că astăzi în medicina noastră nu există doctor care să nu fie vorbit de public, da? Într-o manieră sau într-o altă manieră. Am ajuns la o concluzie, Comunitatea doctorilor și sistemul medical, și nu doar sistemul medical, de exemplu, și comunitatea judecătorilor, sistemul judiciar, sunt oglinda societății noastre de astăzi. Nu poate fi o comunitate altfel decât ne este societatea. Exact la fel, acest lucru este valabil și pentru clasa politică. Ai noștri au așteptări foarte mari și firesc să fie astfel, dar. Noi astăzi suntem într-o societate, într-o continuă dezvoltare. Noi încă nu am ajuns la maturitate. Noi suntem în dezvoltare, cu pași mici, 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 abia, nici nu știu cum să zic, copăcel, da? Abia învățăm, da? Și atunci nu ai cum să ai o comunitate a doctorilor sau a judecătorilor ideală în momentul în care societatea este cum este. Noi, Doctorii, judecătorii, clasa politică este oglinda majorității populației din țara noastră. Este greșit atunci când îi punem pe toți într-o oală. Da? Generalizăm la nivel de societate. Toți doctorii sunt răi. Dar întrebarea este, dar la nivel de societate ce avem? Eu vreau să vorbim un pic despre jurnalism. Tu ai ha. făcut uh, Ulim. <laughs> da. Și acolo ai făcut jurnalism. Da. Și destul de repede te-ai încadrat în, în domeniu Da. și ai fost cumva norocoasă, da? Pentru că ai reușit la un moment dat să ai proprie emisiune, ai devenit foarte vizibilă în cadrul Jurnal TV. Tu ești de la începuturile jurnal când jurnal încă nu era televiziune. Da. Am, eu de firea mea sunt un om foarte, foarte muncitor așa sunt eu. Nu știu, este o trăsătură, dar asta mă caracterizează. Dacă mă apuc de ceva, eu fac până la final, nu pot altfel. Așa sunt eu de firea mea. Acum eram la jurnalism în anul 2 și mulțumesc domnului, eu tot timpul zic așa, la studii am avut parte de oameni sănătoși la cap. Ia o formulă, o formulare, da? În ce sens om sănătos la cap? Oameni integri, oameni direcționați către nevoile noastre, oameni care, dacă astăzi avem nevoie de o zi să nu vin la ore, puteam, găseam în profesorul meu un om căruia îi puteam spune, eu astăzi nu pot veni la ore, ajutați-mă, vă rog frumos, că iată, am X sau Y, credeți-mă, nu fac nimic altceva decât vă zic că mă duc la muncă. Am avut parte de asta la studii, la ULIM, am avut parte de oameni care nu mi-au pus bețe în roapte atunci când am început a muncii. Din anul 2 de facultate, deja lucram la Euro TV. Am făcut practica de vară la EuroTV și am rămas să muncesc acolo după orele de la ULIM, după orele de studii. Ulterior, era perioada în care se deschideau două mari televiziuni: Jurnal TV de o parte, Publica de cealaltă parte și colegii noștri, în mare parte, toată masa de jurnaliști, dacă pot să zic masa tot s-au împărțit în două. O parte dintre mine și colegii mei am mers la Jurnal TV, cealaltă parte au mers în cealaltă, la colegii noștri în alte redacții. Și atunci erau, la Jurnal TV erau echipe de români veniți să ne învețe cum să lansăm televiziune, cum să muncim, cum să facem și tot așa. Am mers la interviu și întrebarea care m-a marcat atunci, uh, persoana cu care am făcut interviul, la un moment dat mă întreabă, m-a întrebat, clar, cine e președintele țării, cine care sunt cele patru puteri. Atunci știam și acum știu. Nu știu astăzi jurnaliștii când termină, dacă cunosc toate aceste detalii, dar atunci noi învățam foarte mult din ziare, noi citeam foarte mult, așa ne era. Și noi discutam foarte mult la lecții, inclusiv despre cele patru puteri în stat și tot așa. Și atunci întrebarea care m-a marcat a fost... Ce salariu crezi că meriți? Te-a întrebat pe, cine, cine, pe tine cineva astfel? Iată, dacă eu astăzi te -aș Nu întreba, chiar în formula asta, astăzi? dar te pune în dificultate. Absolut. Deci eu Și mereu cer, cer mult mai puțin. Prima dată când m-am angajat la Ziar tot, ce salariu ai vrea? Și gândul meu a fost, evident că aș vrea mare, dar cred că merit unul mic la început de cale. Absolut. Tu ce ai răspuns? Am zis așa, cum credeți că merit, așa vă rog să mă remunerați. Nu, am găsit alt răspuns. Deși această frază m-a marcat pe toată durata mea profesională ulterior, întotdeauna, crede, întotdeauna spuneam sau mă întrebam pe mine cât eu astăzi valorez? O să mă întreb de ce am făcut studii. Pentru că la un moment dat am zis, eu ca să devin mai bună ce trebuie să fac? Ce pot face eu ca mâine oamenii să vorbească de mine de bine? Da? Și atunci lucrul ăsta. Ulterior la jurnal TV am fost inițial reporter știri, după care producător știri și la un moment dat Claudia, mi era colegă din România, vine la mine într-o zi și îmi zice tu o să faci emisiune de sănătate. Dar eu zic, da, eu nu vreau să fiu prezentatare tele... eu nu vreau să fiu de... Iar eu deci, okay, da, da. Da, Deci zic, nu ai venit ca toate fetele sau multe nu, care vin nu. în televiziune care vor eram să eram apară pe în redacție. Eu eram reporter de teren, social, făceam și sănătate, făceam. Atunci, în 2009, fusese Uh, epidemie, să zic, de AH1N1, și eu făceam toate știrile despre AH1N1 pe domeniul de sănătate. Și m-am prins la idee că îmi place foarte mult. Și atunci, nu știu cum, indirect, eu în redacție eram reporter pe social și sănătate. Niciodată nu mi-a plăcut să fac politic. Niciodată, și nici astăzi. Mm, politic mă refer aici, ată, la, la, la știri din domeniul politic. Cum ai acceptat emisiunea? Ușor? Dar nu avem încotro, dar nimeni nu m-a întrebat. Era jurnal medical în fiecare zi, de la ora 5 și 10 minute până la 5.30. Jurnal medical. Și inițial, doamne, eu din mers am învățat să fiu prezentatoare, dar nimeni nu m-a întrebat dacă vreau să fiu prezentatoare sau nu. Au zis că asta trebuie să fie în grilă. Este firesc să fie o emisiune de sănătate în grilă. Și atunci, cine vine în ar face Maria. Și așa a fost. Tu ai fost printre primele jurnaliste din Republica Moldova care ai ridicat, cumva, la un anumit nivel domeniul ăsta de sănătate. Până atunci nu prea vorbea despre sănătate. Practic Jurnalistic deloc. vorbind? Practic deloc. Eu, atunci când am început a face emisiunea, dar nu exista așa produs pe niciun canal TV. Cum astăzi, îți explici asta? Astăzi este, practic, astăzi este peste tot. Fiecare poză de televiziune are o emisiune de sănătate și este foarte bine. Este extrem de salutabil acest lucru. Cum îmi explic? Revin la ideea faptului că noi suntem o societate într-o continuă dezvoltare. Și acesta era nivelul de atunci. De asta și-am zis, ca să devin unică și să am nișa mea sau să am gradul meu da? de, de profesionalism, atunci trebuie să îmbrățișez din piața noastră ceva ce nu s-a mai făcut. Doar așa ești unic, da? îmbrățișez ceva ce n-a fost sau este puțin dezvoltat. Și atunci am ales să fac sănătate. Îmi dau seama că inițial emisiunile mele nu erau nici pe departe cele corecte, da? Sau cele care, cum aș face astăzi. Dar... Era un subiect care nu aducea audiență? Da. Întâi de toate asta. Întâi de toate. Nu era de interes public. Atunci. Atunci. Doi, Mă confruntam cu o, o altă parte a monedei. Doctorii mă întrebau, dar pentru ce asta? Da, de ce tu asta faci? Dar ție asta chiar îți trebuie? Adică eu îi telefonam să-i invit la emisiuni și ei îmi spuneau, tata, nu-mi trebuie mie, emisiunea ta fă tu. Da? Adică nu exista grad de încredere. Și încă ceva, și tu o să fii de acord cu mine, întotdeauna oamenii gândesc despre jurnalistică cu siguranță ceva caută, undeva caută ca să mă prindă cu ceva. Adică era și gradul ăsta foarte înalt de neîncredere în breasla noastră a jurnaliștilor. Și atunci eram între Ciocan și Nicovală. Și eram pusă în situația în care să capăt zi de zi încredere din partea doctorilor atunci când ne invitam în emisiune. Astăzi, ca și la tine, nu știu dacă se întâmplă, dar îmi dau seama că da, oamenii știu, a, dacă mă duc la Maria, este tot bine. În ce sens? Discut exact ce le-am zis la telefon că discut, abordez exact întrebările pe care le-am discutat anterior, nu îi pun în lumină proastă. 3. Am grijă să fie tot bine, da? Chiar am grijă ca să avem un interviu frumos care să-l pună în valoare și să-i dea valoare. Asta dacă nu un medic care este acuzat de corupție sau care este în centrul unui scandal. Dar la mine, da, medicii vin cu mare plăcere pentru că mă interesează subtilitățile medicinei. Prin prisma, nu știu, a omului simplu. Tu ai un anumit background în medicină. Eu adresez întrebări, de multe ori le zic naive, dar cam cei ce ar adresați și cei Absolute, de acasă. Tot, și asta absolut. place este inclusiv corect. medicilor. Absolut. Tu ești sau ai făcut parte din generația de aur a Jurnal TV. Da. Ai prins-o pe Nata Albă, ai da. lucrat împreună cu Lilu și mulți colegi da. care au devenit cunoscuți la nivel național. Mulți dintre ei nu se mai regăsesc acum în echipa Jurnal TV. Au fost multe modificări, inclusiv a fost acea da. stare de activitate pe perioada de două luni în 2017. Dar spune cum era Jurnal TV atunci cu Nata Albu? Cu, cu Lilu, ce ai învățat-o? Cum se lucra în redacția aia Eu, Nata, cred că va afla pentru prima dată ceea ce vă zice eu astăzi. Eu sunt produsul Natei Albot În ce sens? Eram o echipă extrem de unită. Nata, unde este, unește. Nata are capacitatea de a. să-ți explic cum. Scoate cei mai buni din om? Absolut. Da, absolut. Asta este. Scoate cei mai buni din om. Am avut situații în care îți dai seama firesc că atunci când vine un om într-o echipă nouă, nu toți oamenii reușesc să țină pasul. Și atunci când se întâmpla să existe un om care nu făcea față, Nata o chema sau îl chema între patru pereți în cabinet și îi spunea astfel, Astăzi, în această clipă, în acest moment, nu reușești să fii în echipa noastră, dar eu sunt sigură că în câteva luni tu vei fi foarte bun și vei reveni să încerci să fii alături de noi. Toți care am fost în echipa Natei, astăzi sunt oameni de succes. Întâi de toate, am învățat valori. Valori. Noi am fost uniți, noi, ex, noi eram în realitate exact cum ne vedea lumea la televizor. Era o prietenie, nu era o concurență în redacție? Eu n-am simțit-o. Hai, nu pot să-ți vorbesc în numele tuturor colegilor mei. Dar eu. Concurență era, nu pot să zic că nu era concurență. Și astăzi este concurență, dar nu știu, eu o văd foarte sănătoasă, dar hai, poate, eu o văd astfel. Cel puțin ă, am învățat enorm de multe lucruri și am învățat inclusiv valori, omenie. Și am munci corect și profesional de la Nata. De la Nata. Cred Nata, că Nata, Nata o să-i venit... placă să audă asta. Dar știi că Nata... sunt diferite opinii despre Nata. Cineva spunea că era foarte severă. Iar da, era Adică sever. e, era știa sever. ce vrea și era foarte insistentă. Nu insistent. se manifesta nu este... severitatea asta? Dar asta nu este neapărat rău, Dorin. A fi sever nu este rău. Atunci când îți dorești să atingi un anumit punct de profesionalism... Nu este nimic rău în a fi sever. Și, și pe alocuri, și în sistemul medical există severitate. Și corect să fie așa. Vreau să vorbim un pic despre acasă de vreme și fii uh -huh. sănătos. Ce se întâmplă în culisele acestor emisiuni? Oamenii care vin acolo, cât de ușor vin? Cât de mare este echipa care formează un asemenea produs? Care este rolul prezentatorului? E doar de a adresa întrebări pe care le au de în cască sau da, o documentare enormă? Spune un pic pentru cei care nu înțeleg cum funcționează bucătăria asta. Oamenii vin la oameni. Este primul lucru pe care vreau să-ți-l zic. În ce sens? Fiecare jurnalist, și nu doar jurnalist, are o bază de date, surse, nu știu, zi, 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 să le zicem cum vrem. Și atunci, vrei, nu vrei, zi de zi, îți construiești relații interpersonale da? cu aceste persoane. Și atunci. În ani de zile, vrei, nu vrei, cunoști multă lume. Și tu cunoști multă lume. Avem o meserie în care reușim să, să avem multe cunoștințe. Da? Reușim să, 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 să cunoaștem din, oameni din toate domeniile, de la cele mai înalte, da? elite ale societății, să zic așa, până la omul simplu. Este un mare avantaj pe care îl avem. Este un avantaj enorm. Și atunci noi avem. Această posibilitate, să oferim posibilitatea omului X, Y sau Z să vină în emisiune. Vrei, nu vrei să de-a lungul anilor se formează relații și atunci cel pe care îl telefonezi te cunoaște personal sau dacă nu te cunoaște personal te urmărește și atunci el decide. Vrea, vine la emisiune, vrea, nu vine la emisiune. Dar ce înseamnă o emisiune? M Mult de lucru. Lucru la zi, la zi este puțin spus, la oră. Da, pentru că filmezi o știre la ora 3, la ora 5 trebuie să meargă în emisiune. Și atunci lucrezi contra cronometru, mult, 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 mult. Este epuizare fizică și emoțională enormă să lucrezi într-o redacție. Contactul cu oamenii, munca cu oamenii, consumă emoțional foarte mult. Și îți spun, la casă de vreme eram doi prezentatori, eu, Vlad Marcoci, Tatiana Pascaru, producător, și 3, 4, 5 reporteri. Da? Ne Ce mai fost? vorbind de editor de imagine, 1, 2, 3, cameramani care mergeam cu noi, șofer. la o știre lucrează minim patru oameni, la o știre. Șoferul care ne duce la filmări, reporterul, cameramanul, editorul de imagine Plus alți câțiva oameni care verifică ce facem noi. Da, verifică să nu greșim atunci când mergem pe, atunci când informația merge pe post. Și oricum se greșește în anumite situații. Nu ai cum. Ai, cu siguranță. Este, este ceva firesc. Tot timpul zic așa. Prin prisma faptului că suntem oameni, avem dreptul de a greși. Și cam așa funcționează și fii sănătos. Astăzi fii sănătos este doar în ziua de luni, seara, de la 5.30 până la 19.00. Uh, suntem mai puțini oameni pentru că este o emisiune săptămânală deja. Acasă de vreme era o emisiune zilnică, zi de zi și atunci efortul fizic și emoțional era mult, mult, mult mai mare. Eu când vorbesc despre o vedetă de televiziune, uh, iată, te văd, nu știu, pe tine, Nata Albot, Lilu, da? Oamenii și mai care mulți, și mai, mulți mai sunt cu siguranță, nu știu, Angela Gonza, da? Lorena Bogza, da, da oameni care sunt de mult timp pe sticlă, pe care cunosc o țară întreagă și tot așa mai departe. Și se vorbește că acești oameni sunt foarte bine plătiți. Ce înseamnă, nu știu, cu siguranță nu o să poți opera cu salariu exact, dar un prezentator TV care are o emisiune zilnică, nu vorbim săptămânală, pentru că salariul cu siguranță este mai mic pentru una săptămânală, primește mii de euro? Sau e vorba de mii de lei, nu știu, zeci de mii de lei. Cum sunt salariile în televiziune? Mă faci să râd. Uh, în limita unui salariu acceptabil pentru Republica Moldova. Nu avem salarii nici de mii de euro, nici de zeci de mii de lei. Da? Ca să-ți răspund corect la această întrebare. Deci întreba. un prezentator TV Există ar fi între acest... 10-20 de mii de lei care are o emisiune odată pe zi. Cred Cam așa da. era în zonă. Asta zona. ar fi marja de, marja de. Da, da. Asta ar fi. Um, nu știu cum să ți zic. Dar ce te motivează? Iată, înțeleg, financiar nu e cea mai mare motivație să ai o emisiune zi, de zi. Devine o normă de viață, probabil. Inițial este un lucru pe care ți-l dorești foarte mult. Îți dorești foarte mult. Este tentant. Să ai emisiunea ta. Să ai emisiunea ta, să te recunoască oamenii, să mergi pe stradă, să te salute oamenii. Este tentant. Și vrei. Adică vrei, te gândești, Doamne, ce să mai fac, ce să mai fac, ce să mai inventez, cum să fac să fiu unică în domeniul nostru. Ulterior devine obișnuință da? în care deja este firesc să fie asta și vine momentul în care obosești de asta să și mai îți fii dorești... extrem de publică. Da. Și îți dorești din contra intimitate, cercuri restrânse de oameni și, și tot așa. Ce ai simțit atunci când în 2017 Jurnal TV s-a închis? Uh, mai târziu am aflat că pentru două luni, dar atunci nu era foarte clar dacă s-a închis cu totul sau va mai reveni. Uh, Te-ai panicat? Da, sigur. Dureros a fost pentru toți, nu doar pentru mine. Pentru toată lumea a fost dureros. Chiar credeam că nu vom mai continua. Dar, în același timp, uh, realizam că întotdeauna este loc de mai bine. În general, eu sunt o fire foarte optimistă. Și asta mi se datorează părinților mei, mamei mele. Noi toate suntem așa. Nu Tot ce se nimic nu este în zadar ce ni se întâmplă. Asta înseamnă că undeva, cineva ne așteaptă mai bun, mai bine. Da? Doar că trebuie să fim optimiști ca să ajungem în acel moment. Și asta întotdeauna am gândit astfel în momente de cotitură. Înseamnă că mi se pregătește ceva mai bun. Asta a fost Și după răspunsul. ai acceptat ușor să revii în noua cumva formulă? Dar să știi că noi practic atunci discutam continuu cu, cu administrația, cu echipa. Nu era că uite, am, adică Chiar și mesajele noastre atunci când ne întâlneam cu administrația și mesajele noastre, aveți răbdare, aveți răbdare, o să găsim soluții, o să găsim soluții. Așa a fost, așa a fost și atunci, nu știu cum, revenirea la jurnal TV a fost foarte firească pentru, pentru noi, pentru echipa noastră de acasă, de vreme. Da, căutam între timp atunci, crezând că este punctul zero, ne mai interesam pe la colegii, unde, cum, ce mai putem face dar n-a fost mult căutarea pentru că am revenit la discuții cu administrația în ceva timp, nu mi-am aduc aminte exact cât, și în care ni s-a zis că aveți un pic de răbdare, dar și noi am fost insistenți. Am aici un chardonnay din 2020, vin alb sec. Dar vreau să te provoc, tu foarte puțin vorbești despre soțul tău. Soțul tău, eu știu că e din structurile de forță, nu o să intrăm foarte mult în detalii aici, dar vreau să-mi spui um, cât de implicat el este în procesul de educație a copiilor și cât de mult contează ca tatăl să se implice în acest proces. Enorm, de mult esențial. Dacă este să vorbim ca și rol. Eu am un soț minunat, dincolo de faptul că oamenii nu-l prea cunosc, este dorința lui și, și eu îi respect această dorință. El nu-și dorește să fie persoană publică și întotdeauna mă roagă, te rog, fără mine, așa îmi zice. Este un om fără de care eu astăzi nu aș fi Maria Marian. Este alături de mine continuu și fără oprire. Este un om, este un bărbat extrem de implicat. Din toate punctele de vedere, așa cum sunt eu mamă, așa este el tată. Copiii noștri, așa cum mama poate schimba un scutec, așa tatăl schimbă scutecul. Așa cum mama face băiță, așa tata face băiță. Tu ai insistat sau la a fost Christian, inițiativa soțului? El stat? este așa ca și om. La Cristian pot să-ți spun, astăzi el mă râde, dar la Cristian el a tăiat unghiile timp de 3 ani. Pentru că eu aveam frică că are degete foarte micuțe și eu nu puteam. Și nu spunea aia, ai, ai Maria Dar cât de adică, frumos Ca da, un bărbat avem. Să fac asta. Tu înțelegi că noi trăim într-o societate unde mulți bărbați consideră că nu-i treaba lui să, să schimbe scutecul, să hrănească copilul, să iasă cu el la joacă. Și asta, când vine de la un om, din structurile de forță, aparent Gineam. ne gândești, <laughs> mușchi, da, tot așa. Și când el face asta, asta e atât de frumos și Gineam. normal, dar pare la noi o excepție. Lilian este extraordinar. Asta pot să zic. Mai avem noi momente ca în fiecare familie, dar este un om extrem de bun, de brav, de muncitor, de străduitor, un tată minunat, un om extraordinar. Nu că este soțul meu, dar cu adevărat este insistent, realizează tot ce își dorește și tot ce își propune. Este umărul meu pe care mă pot baza oricând. Adică astăzi, dacă sunt la tine, Lilian este cu copiii, pentru că cineva trebuie să aibă grijă de copii. Și atunci el este omul care zice, eu nu am nevoie de bună, mai bine decât mine și tine, nimeni nu o să ne educăm copiii. Și atunci eu am zis, ca eu să pot munce, am nevoie tu să mă ajuți. Și el zice, ok, spunem ce trebuie de făcut. Și uite, astfel noi ne creștem copiii. Unde sunt eu, este și Lilian. Unde este Lilian, sunt și eu. Wow! Da, chiar dacă asta am publicat. Eu se foarte vede. rar aud când de? o femeie se vorbească atât de frumos despre soțul ei, de obicei, femeile sunt nemulțumite că ei nu se implică. Nu, no, no. Dar specificul muncii uh, soțului tău uh, cu atât mai uh, uh, savuroasă face această implicare. Dar spunem cât de uh, mult este respectată egalitatea la voi în cuplu. Vă implicați ambii, nu știu, când e vorba de gătit mâncare, de făcut curat prin casă. Da. Dorin, nu, nu reușești. dar nu reușești. Uite, ca să, poți, ca să pot munci, asta ce înseamnă, ca anumite lucruri pe care eu le fac acasă, firesc, de o femeie, ordine, mâncare, ar trebui cineva să le suplimenteze. Că este bună, că este femeie, de, femeie care face ordine. Cineva trebuie să-și asume aceste responsabilități, că de altfel familia nu rezistă, nu reușește. Și atunci. Ce faci? Împarți la doi A, și bucuriile și greutățile, și atribuțiile în familie, și tot. Ca să înțelegi, la noi nu există asta mama face, asta face doar tata. La noi există totul, facem împreună. Și acest lucru pot confirma cei care ne cunosc personal și știu că este așa. Acolo unde nu este Maria, este Lilian, acolo unde nu este Lilian este Maria sau ei sunt ambii împreună. Eu tare, mult sper ca și mulți alți bărbați care <laughs> văd acest interviu să preia exemplul soțului tău și să împărțiți la doi și această sticlă cu vin sau, nu știu, zic. cu oamenii dragi. Sper Mulțumesc, să vă placă. O recomand frumos. cu pește. Eu ador vinul alb atunci când este vorba de, de un pește bun Mulțumesc, la grătar frumos. sau la cutor. Mulțumesc tare, tare, mult! Dacă am vorbit despre soțul tău, eu știu că el a fost foarte mult aproape de tine atunci când ați avut o problemă de sănătate cu copilul vostru, primul Cristian. vostru copil, Cristian. Spunem, eu încercam să caut informații, inclusiv am vorbit cu oameni care te cunosc. La cea etapă pe rețelele de socializare a apărut o scurtă informație? Tu ceva ai vorbit când a apărut problema? Era vorba de un virus în urma unei răceli. Deci Cristian s-a simțit rău. Poți să oferi mai multe detalii ce s-a întâmplat, cum ați depășit acea etapă? Pentru că înțeleg că la o, o anumită perioadă situația era foarte gravă. Da, nu doar că Lilian mi-a fost alături, noi am fost în salonul de spital doar împreună, ca tu să se înțelegi. Alături de Cristian am fost ambii, de la început și până la final, pe acea perioadă. Așa a fost situația. A fost. Hai să-ți explic. Ce vârstă avea Cristian atunci? Trei ani și două luni. Era deja la grădiniță. Fiecare om în anumite perioade ale vieții lui are provocări. Nimic nu este dat în zadar și tot ce vine în viața noastră vine cu o lecție. Unii o înțeleg, alții nu. A fost un moment de cotitură pentru noi, pentru familia noastră, pentru noi ca și cuplu inclusiv, atunci când uh, Cristiani s-a îmbolnăvit. Am avut un moment în care... Uh, a fost o perioadă critică pentru el, extrem de critică, dar care am depășit-o frumos, dem și astăzi avem un copil perfect sănătos, un copil minunat. În, acea, în acel moment, după o simplă viroză, eu o consider simplă, de ce? Pentru că a decurs asemeni tuturor virozelor pe care le mai au copiii la vârsta asta, mai ales atunci când merg la grădiniță La un șapte zile după o viroză, Cristian doar se trezea noaptea și ni se plângea de dureri de genunchi. Da? Mă gândeam că la acea vârstă este perioada de creștere accelerată, mă gândeam că sunt niște dureri de creștere și nu le-am dat mare importanță. Ne-am alarmat atunci când, într-o duminică dimineața, Cristian la 10 dimineața îmi spunea, mami, lasă-mă să dorm. Tu încă nu ai copii, dar... Pentru copiii care se consideră sănătoși, la 10 dimineața ei sar cât casa. Adică nu este feresc că la 10 dimineața un copil perfect sănătos să zică mami lasă-mă să dorm când el abia are o oră de când s-a trezit. Pentru acea vârstă de 3 anișori. Și îmi părea bolnăvicios, îmi părea că nu este bine. Atunci am telefonat doamna doctor pediatru Tamara Țurcan, o salut pe această cale și i-am zis Maria mergi pentru orice eventualitate la medic. Zic, uitați-vă, mâine este luni și am să merg luni. I-am zis, da, nu mai aștepta luni, mergi la spitalul X pentru că există departament de, departament de urgență și cel puțin te va vedea un pediatru pentru că sunt doctori sâmbătă și duminică. Asta am făcut uh, în acea, inițial se credea că este apendicit, uh, abdomen acut, diferite, uh, diferite situații s-au pus în discuție pentru că dacă în primele nopți se plângea de dureri de genunchi, ulterior se plângea de dureri de burtică și atunci noi ziceam să vedem ce este. S-a exclus și apendicita, s-a exclus și abdomenul acut, dar atunci la departamentul de urgență ni s-a dat recomandări cu dieta ca să-i treacă aceste dureri de burtică și cu prima ocazie să apel la, me la medicul de familie pentru niște investigații generale. În acea noapte, duminică spre luni, la fel s-a trezit la ora 3 cu dureri de cap. Mami, mă doare cap, mă doare cap. Și atunci eu noaptea, clar că o mamă nu doarme noaptele, până își vede copiii mari, cred că nici atunci, și atunci eu mă gândeam, ce poate lega capul, picioarele, burta, mâinile și mi-am zis eu pentru mine că doar sistemul nervos este cel care unește. Eram atunci studentă în anul 2, adică nu știam eu foarte multe, dar oricum niște detalii acolo, deja învățasem anatomie, învățasem uh, un pic cum funcționează organismul uman, nu foarte mult, dar suficient ca pentru primii ani de studii. Și atunci eu în legea mea am legat asta, 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 zic ok. În dimineața aceea, luni de dimineață, în drum spre lecții, chiar am la ora 8 la ore, zic totuși Lilian trecem pe la, pe la medic, hai totuși să-l vadă cineva. Și doar în drum spre universitate am telefonat pe doamna doctor Svetlana Hagiu, medic neurolog pediatru, Zic, uitați-vă, vreau să vin să-l vedeți, să vedeți pe Cristian cu un ochi, nu îmi place, nu pot să vă zic ce nu îmi place, dar nu îmi place. Ea fiind la institutul mamei și copilului, ne-am oprit, am mers și ea a zis, Maria, trebuie să rămâneți la spital. Ok. Și atunci, luni, marți, miercuri, totul a decurs de la oră la oră, adică... De exemplu, ni s-a întâmplat dacă dimineața, nu putea, dimineața putea să ridice mânuța în sus, după amiază sau spre orele serii deja nu mai putea ridica mânuța în sus. În sus. Și investigați, 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 pentru că doctorii căutau să vadă ce poate fi. Firesc. Ne-am internat atunci, am fost spitalizați în secția de terapie intensivă Doamna Ana Oglind, un medic extraordinar, astăzi are o altă funcție, dar a fost cea care ne-a fost alături ca o mamă, să zic așa, în acea perioadă. Dar totul atât de rapid s-a întâmplat, deci voi duminică ați Evoluția, văzut... probabil evoluția a fost așa, miercuri, joi, doar că inițial niște dureri ușoare cărora noi nu le-am dat importanță, mai sau am început a observa că situația se înrăutățește duminică, am apelat la departamentul de urgență altui spital și ni s-a părut că totul este bine, dar evolua luni, deja era mai rău decât era duminică, da? în, evolu în, în evoluție. Și atunci, dacă îl puneam ca și copil, el deja nu făcea pași obișnuiți. Dar avea un alt tip de mers. Doctorii înțeleg, în fine, este diferit, este atipic pentru vârsta lui, era neobișnuit. I-aș spune termenul medical, dar nu are sens. Deja el prezenta înrăutățirea funcțiilor neurologice, să zic așa. Mâini, picioare. Cap, mișcarea capului sunt funcții pe care le îndeplinește sistemul nervos. Și atunci când există o problemă de sistem nervos, suferă, iată, mișcările, da, să zic așa. Aș vrea să o menționez neapărat aici pe doamna profesor Linelu Revenco. Poate nu o cunoști, o cunoască, dar este o minunată. cunoști. Da, ne-a ajutat enorm de mult. Și nu doar ea. Am avut la nivel de Institutul Mamei și Copilului o echipă de profesioniști care încercau la maxim să ne fie alături. Deci voi nu puteați stabili diagnoza la acea etapă? Sau ce nu sunt? că nu puteam. Evoluția evolua rapid. În medicină există termen fulminant, este vorba de câteva ore. Rapid este vorba de zile. Iată cum a fost în cazul nostru. Și atunci tot încercam să vedem ce poate fi. În medicină, dacă ai diagnostic, știi și ce poți face. Neavând diagnostic, concret, 100%, încă tratezi empiric. Da? Și atunci noi căutam diagnostic. Noi căutam diagnostic pentru că am făcut tot setul de investigații. Noi căutam să vedem ce este, ce poate fi, de unde poate fi, pentru că situația evolua. Am ajuns în momentul în care el deja nu mai putea respira firesc, cum o faci tu sau eu, pentru că au avut de suferit inclusiv nervii care asigură respirația, da? Și punctul meu de cotitură, să zic așa, trei zile nu am mâncat, dar nu doar eu, toți. Uh, niciodată n-am să uit un moment. Uh, pentru că nu mâncam, dar nu reușeam să ne hrăneam pentru că noi eram într-o continuă, într continuă căutare, mi-am dat seama că mi este foarte rău, pur și simplu de la plâns, de la suferință, de la incertitudine, de la tot spectrul de emoții dintre cele mai negative, nu puteam mânca și mi-am dat seama că mi era foarte rău, că pur și simplu nu mă puteam ridica din pat și mi-am dat seama că dacă eu nu o să reușesc să mă ridic astăzi din pat, să pot suna pe cine am desunat, nu o să reușesc să-mi salvez copilul. Și într-o dimineață, clar după nu știu câte nopți nedormite, doamna oglindă, mi-a făcut o cafea amară, dar amară fără niciun pic de zahăr, atâta în pahar. Și mi-a spus, ieși și bea că avem de lucru. Și pur și simplu, eu eram toată plâns, eu nu eram Maria Maria cea de acum, eu eram o fantomă, <gâng> să zic așa. Eu deja nu aveam nici privire, nici și atât de tare m-am îmbrățișat, nu-ți pot reda. Strâns, strâns. Și mi-a zis, tot o să fie bine. Ai răbdare. Nu știu cum, nu știu, a fost acel ceva în care am zis că eu trebuie să lupt, dar nu există altă soluție decât să lupt să vedem. Și au început a apărea firicele, semnale, da? Iată, în căutarea asta noastră acerbă, cineva, o părere undeva, că uite, poate fi asta, alt cineva, ca până la final, diagnosticul final sau cel care a stabilit că uite este vorba despre această problemă. Domnul Mihai Gavriliuc, neurolog, neurolog extraordinar, profesor, șeful Catedrei de Neurologie astăzi. Am luat, am mers cu mașina de la Institutul Mamei și Copilului, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie pentru, o metodă, pentru un diagnostic, pentru o metodă de diagnostic. Electromiografie se numește ea și verifică impulsul nervos de la creier către periferie, către mâini, picioare, viteza impulsului nervos. Și atunci Pavel că este fiul dumnealui, a făcut această electromiografie și un pui de om stă pe o masă Eram eu, Lilian, doamna doctor de la Institutul Mamei și Copilului cu trusa medicală alături alături de noi și domnul Gavriluc. Pavel zice, este Ghiembare. Îți spune ceva de numirea asta? Absolut nimic. Nu-ți dai seama. Ghiembare. Ghiembare, sindromul Ghiembare. Așa a fost pentru mine atunci. Zic, ce e asta? E un atâția ani de emisiuni în fiecare zi la Jurnal TV. Și în timpul studiilor niciodată n-am auzit această denumire. Și atunci Pavel l-a chemat pe tatălui, pe domnul Gavrilu, pe domn profesor și zice, aici este Ghiembare. Și așa, Și cum ți s-a explicat? Ce înseamnă asta? Uite, îți explic astăzi cu cunoștințele mele de acum. A fost o reacție și este o reacție patologică, nesănătoasă a sistemului imunitar din cauza unui virus. Este o hiperreacție imunitară. Este firesc atunci când apare un virus, sistemul imunitar se mobilizează și atacă acel virus ca să îl îndepărteze din corp. În cazul nostru a fost o hiperreacție. Sistemul imunitar a reacționat, a reacționat bol bolnavicios și creând anticorpi către acel virus, a creat anticorp și către o substanță din teaca, din teaca de mielină, așa se numește anticorpi către mielina care învelește nervii distrugând mielina care învelește nervii se pierd funcțiile neurologice, Dumnezeu, doar că noi la acea etapă în Moldova nu exista analize specifice pentru acești anticorpi, nu știu astăzi cum este, dar în, acea, la acea, în acel moment nu exista electromiografia a fost metoda prin care s-a depistat că poate fi că poate fi această problemă. Dacă la acea etapă nu depistați problema și nu, era diagnoză. nu pot să spun A contat să faptul că s-a depistat atunci astfel, ce să da. faceți. A fost, care au fost a fost esențial, pași? A fost esențial. În acea perioadă, alături de doamna Hagiu și toată comunitatea de neurologi pediatri din Moldova, uh, au fost mai mulți specialiști din România veniți la un congres medical și alături ne-a fost, a venit să-l vadă pe Cristian și o doamnă doctor de la Sibiu, neurolog pediatru, care și ea la fel a confirmat acest diagnostic. Și iată, a fost, nu știu, până la urmă, părerea mai multor specialiști că uite, este această problemă. Ce a însemnat pe urmă, iarăși, detectiv. Am devenit detectiv. De ce? Pentru că era nevoie de un preparat medicamentos ca și soluție de tratament. Acel preparat medicamentos nu se găsea la noi în Moldova, trebuia noi să-l găsim în afara țării, era unica soluție ca el să fie bine. Pot să-ți spun un lucru, am avut, am avut un om, un medic din cadrul instituției, care ne-a chemat în cabinet, nu sunt cei pe care i-am menționat, ne-a chemat în cabinet și ne-a zis că au început încetișor, încetișor să ne pregătească pentru ce este mai rău. Să ne explice că este situația gravă, foarte gravă, critică. Și atunci eu l-am întrebat, i-am zis câte procente la viață are fiul nostru. Și el ne-a zis 3, maxim 5 procente Cine? la viață. Da. Asta cât a zis după depistarea problemei? Două, trezezi, 13, Și atunci, nu știu prin ce miracol, doar l-am întrebat ce diagnostic are copilul meu. Și el n-a putut menționa. Și mi-am dat seama că dacă el nu poate menționa, înseamnă că nici nu cunoaște nimic despre tratament. Și atunci, și mai mult m-am mobilizat și am zis: copilul nostru va trăi. Dar în toată perioada asta nu ne-am închipuit că mi-aș putea pierde copilul. Doamne și Maria, povestește asta, pe mine mă trec fiori, Deci mm -hmm. tu erai cu soțul tău acolo, copilul da. tău era într-o stare foarte gravă da. și medicul te pregătește la cei cei mai grav. A fost unul dintre doctorii cu care am contactat. Nu este din cei pe care i-am menționat. Am avut parte, îți dai, este firesc, nu știu cum să zic, Dorin, este firesc să întâlnești oameni de tot felul. Și în astfel de momente de criză, întâlnești oameni de tot felul. Cum ai găsit medicamentul ăla care nu era în Republica Moldova? Înțeleg că nu era nici în farmaciile din România. Nu exista lume. nicăieri. Da. În România, doamna doctor din Sibiu a menționat că, uite, în cazul nostru, ca și preparat de elecție, o indicație directă pentru tratamentul maladiei este imunoglobulina umană G, intravenos, fiole care atunci costau o singură fiolă până la 200 de euro, o singură fiolă, aveam nevoie de mult mai multe. Problema era că ea nu se găsea în Republica Moldova absolut deloc, nici nu, se, nu exista în semnul nostru medical absolut deloc nicăieri, îți spun că l-am căutat. În, pre, în instituțiile medicale din afara țării se găsește la nivel spitalicesc doar pentru că este preparat de terapie intensivă. Nu este un produs medicamentos pe care să-l cumpere în farmacie cu bani, simplu. Și atunci știind ce avem nevoie am început a căuta pe toate căile posibile acest preparat. Era La, et, la acea etapă era unicul produs farmaceutic care ne putea salva copilul. Era unica șansă la, la, la a opri evoluția bolii în, acea, în acel moment. Complicat. Am mobilizat oameni. Da familia noastră toată, cu mătri, prietenii, nași, pe toată lumea am sunat, pe toată lumea. A evoluat tot foarte repede, nici măcar să-i sun să le zic că noi suntem în spital, nu reușisem. Și în momentul acela pur și simplu am zis că eu trebuie să-mi salvez copilul și atunci am început a suna. Eu pur și simplu îi spuneam lui Liliana, ai grijă de Cristi, eu ies. Și ieșeam în coridor și vorbeam continuu la telefon. Întâi am sunat toți directorii de spitale de la noi la acea etapă unde s-ar fi putut găsi un astfel de preparat, că mă gândeam că poate cineva undeva, există vreo fiolă cumva. Și ulterior, când am văzut că nu găsesc nicăieri aici, am început a căuta prin telefon în România, pe, pe, la nivel de depozite farmaceutice, că îți, îți zic în farmacie nu se găsea. Și în toată căutătura asta noastră nu știu, contra cronometru, să zic așa, pentru că conta fiecare clipă. Am uh, întâlnit, nu știu cum uh, s-a întâmplat, Constantin, un om extraordinar care ne-a zis: "Eu vi-l aduc. Aveți răbdare, în câteva ore va fi la Chișinău." Constantin, un cetățean simplu? Da, un om prin alt pe care l un om prieten de al unui prieten, de al cumetrilor noștri care l-au botezat pe Cristi. Înțelegi cum? Adică, wow. da. Și el îl aducea din România? El nu aducea. Se întâmplase că în acea iarnă soția lui să aibă exact aceeași problemă și el deja știa unde îl poate găsi. Și el doar a scos din buzunarul lui bani și l-a plătit ca să ne-l poată nouă trimite în Moldova. A fost vorba de o sumă măricică. Pur și simplu un om străin scoate și achită 2.000 de euro din buzunar pentru un om absolut străin, noi, pentru a salva viața unui copil care este în terapie intensivă în Republica Moldova, la Chișinău, la Iisus Mamei și copilul. Asta imediat a rezolvat problema și voi ați reușit să o faceți bine? Erau deja tratament, mai multe fiule. După prima administrare, l-am administrat noaptea, preparatele au ajuns la ora 11 noaptea, alături de domnul Vasile Nedelcu, atunci era medic pediatru de gardă, îi sunt extrem de recunoscătoare, ne-a zis doar așa, totul va fi bine, aveți încredere în mine. A fost medicul care a fost alături de noi pe toată durata administrării preparatului, l-am conectat pe Cristian la toate aparatele pentru a vedea cum, da? care asigură funcțiile vitale, da? să vedem bătăile inimii, tensiunea, respirația, tot, 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 tot. tot. Și cu viteză foarte mică, respectând condițiile de administrare a unui preparat medicamentos respectiv, el a fost cel care ne-a asigurat că totul va fi bine. Și în acea dimineață, la ora 5, Cristi doar a zis, mamă, în ultima zi, până la administrare, el deja nu avea forță să vorbească și nu vorbea. Era suferind da? Să te mai mult cu ochii închiși, mai mult în poziție nemișcată. Și în acea dimineață la ora 5, nu știam că dacă Cristie uh, va zice mama. Uh, eu așa în mintea mea, el își va reveni. În acea noapte, alături mi-a fost familia, a, a venit mama, a venit sora, au fost cu noi toată noaptea în coridor. La un moment dat, uh, Dorin, știi ce înseamnă a spune rugăciuni continuu și fără oprire? A fost momentul în care eu în viața mea m-am rugat atât de mult, mai cei Domnului, și am rugat-o enorm de mult să nu-mi ia pe Cristi. Pentru că, în anumite momente, unde am fost eu incorrectă, <laughs> care cred eu astăzi așa, să, să nu-mi nu fure această. Cristian este totul pentru noi astăzi inclusiv. Copiii mei și copiii noștri sunt totul pentru mine și pentru Lilian și pentru toată familia noastră și asta știu. Sunt niște copii extrem de iubiți, enorm de mult de prețuiți. Și atunci a fost momentul meu de cutitură în care eu pur și simplu am început a crede în Dumnezeu mai mult ca oricând. Și mi-am dat seama că eu pe lumea asta nu sunt singură și noi nu suntem singuri. Și fiecare dintre noi avem, nu știu, un rol pe acest pământ. Iată. Da? Și deși sunt doctor, eu sunt un om care crede enorm de mult în forța divină, să știi. Și eu cred că există situații medicale fără de rezolvare, dar printr-o minune și printr-un miracol, acel om trăiește și este bine, cum este și cazul nostru. Și există situații medicale în care tu ca și doctor te uiți pe investigații și tu îți dai seama că omul ăsta are o viață înainte, și ceva se întâmplă și el nu mai este în câteva minute sau câteva ore. Să știi că în medicină se întâmplă astfel inclusiv. Am avut nevoie de proceduri de fizioterapie, de kinetoterapie și de mulți alți specialiști care să ne ajute ca Cristian să fie bine. Atunci când am ieșit din spital, am fost externați la domiciliu, Cristian l-am luat în brațe, el nici nu mergea, nimic, nimic, nimic. Și am avut nevoie de timp ca tot ceea ce s-a pierdut încet, încet să-și revină. Și astăzi Cristian este perfect sănătos. Asta pot să zic. Eu am un copil extraordinar de deștept, un copil perfect pentru vârsta lui de 8 ani și o jumătate. El deja merge la școală Sim, în regim normal, deci nu ați avut frica asta ca să A fost a fost, a fost, nu doar una. frici au fost o sumedenie de frici. O perioadă pe cristian nici nu i-am dat voie să aibă contact cu alți copii de frică să nu capete un alt virus sau o să facă o altă viroză. Aveam nevoie să-l menținem în sănătate deplină, ca să dăm timp sistemului, ca să dăm timp organismului să-și revină încet, încet, încet. Am mers la controale o grămadă, regulat, mergeam la doctori, îl vedeau, ne bucuram de fiecare realizare nouă a lui. Au fost etape și etape și etape asta este. Din ceea ce ai povestit tu și eu îți mulțumesc pentru că ai fost cumva atât de sinceră, până acum tu n-ai vorbit despre asta -am și am este de înțeles pentru că e vorba de un copil și e vorba de o chestie atât de personală. Dar acum asta ar putea ajuta și alte familii. Apoi iată să știi că n-am avut forță să vorbesc public de ce s-a întâmplat atunci, dar la nivel de sistem medical am început a scrie cereri ca și solicitări ca acest preparat să fie accesibil în Republica Moldova. Ce m-a durut cel mai mult în acel moment a fost faptul că, deși există o soluție la nivel mondial, ea nu este accesibilă în Republica Moldova. Și să știi că mult timp am avut o fiolă de acest preparat în frigider. De ce? Ca atunci când se întâmplă altor persoane să pot să ajut să existe măcar o fiolă în Republica Moldova de acel preparat, ca atunci când se întâmplă această maladie la alte persoane, să nu treacă prin ce am trecut eu. Și medicii știau despre asta. Și medicii știau asta și îndrumau părinții sau persoanele să mă contacteze și să știi că am avut o persoană care so soțul ei a trecut prin ce a trecut fiul meu și a venit la mine și am dat acea primă fiolă. Wow! Da. Și se formase, nu știu cum, intern, adică nepublic, ne dar se formase acea situație în care se știa la nivel medical că fiul meu a avut ce a avut și atunci uh, mă telefonau familii, părinți, mame, mă contactau, de unde am găsit, cum am găsit, că este nevoie și pentru mine, vă rog frumos, spuneți-mi unde, ca să știu și eu unde aduc pentru fica mea, de exemplu. Da? Iată, în urma acestui caz, eu credeam că tu o să alegi, pentru că știam că ai avut uh, um, o problemă de sănătate cu fiul tău și mă gândeam că o să mergi în pediatrie. Sau știu că, că tu vorbeai eu... foarte mult despre um, ginecologie. ginecologie și mă Așa, gândeam azi. că o să mergi în direcția asta, obstetrică ginecologie. Dar tu ai ales, o să citesc pentru că e o noțiune care este relativ nouă pentru mine, gastroenterologie. Așa, da. Dumnezeului. Bă, și bă, ca să spunem celor care ne urmăresc, examinează toate procesele asociate cu activitatea digestivă a corpului uman. Deci organele implicate în digestie și asimilarea alimentelor pe care le consumăm. Cum ai ales această specialitate? Înțeleg că este una dintre cele mai solicitate, interesante și de perspectivă, dar totuși e cumva diferit decât ceea ce tu Aparent, gândeai, da. da? <laughs> Analizai, vorbeai mai des, și așa. așa. Este. Îmi place foarte mult pediatria, cu adevărat. Îmi place enorm de mult pediatria, dar mi-am dat seama că, virgulă, să fiu un medic pediatru bun, asta înseamnă să, să nu fiu acasă sau să fiu prea puțin acasă cu copiii mei, pediatrii. O să, o să recunoască acest lucru. Totodată am simțit o responsabilitate enormă, dincolo de ce pot duce eu să fiu responsabilă de viața și sănătatea copiilor străini. Da? Până la urmă, tu porți răspundere de viața și sănătatea altui copil. Nu mi-a fost frică. Am zis doar că uh, va fi prea mult pentru mine enorm de mult. Dar asta nu înseamnă că nu, nu studiez din pediatrie. Foarte mult citesc. Enorm de mult, ales cu doi copii, nu am altfel cum. De ginecologie și obstetrică este o, este o direcție chirurgicală. Ca să pot să reușesc să fiu și acasă, să pot să fac și meseria mea prima de altfel, da? De, de jurnalist, de om, care, de om de televiziune, am decis pentru mine să fac terapie. Nu, nu mă văd în chirurgie. Obstetrica și ginecologia înseamnă de toate chirurgie. Sânge, bisturiu, da? Uh, înseamnă chirurgie. Eu am zis să fac terapie. De ce? Pentru că mi este mult mai aproape de felul meu de a fi. Uh, mi se pare că aș reuși în câțiva ani să fiu un doctor excelent, da? Așa cum mi-am pro propus să fiu. Și totodată, este o criză enormă de doctori buni în țară, evident, dar de doctori gastroenterologi, gastro mult. Ce înseamnă gastroenterologie? Înseamnă sănătatea cavității bucale, a esofagului, a stomacului, a ficatului, vezicii Intestin subțire, intestin gros, rect, adică este tot tractul digestiv. Și să știi că practic nu există om care să nu aibă probleme de tract digestiv în, în țara noastră, alimentația și nu doar modul de viață. Iată de ce am zis că și aici pot să fac foarte multe lucruri. Multe, tot. Eu știam că specialistul din acest domeniu este cel mai solicitat din toate domeniile medicinei. Inclusiv, da, inclusiv acest lucru. Îți spun de ce? Pentru că sănătatea vine din farfurie. Odată ce nu ne alimentăm corespunzător, dar nu ne alimentăm corespunzător, inclusiv noi cei care cunoaștem cum asta se face corect, vrei-nu vrei, vrei intervin anumite modificări la nivel de sănătate a tractului digestiv. Și atunci medicul gastroenterolog este cel care poate să îndrume. Ce poate fi, cum poate fi. Astăzi, să știi că sunt în secția de hepatologie. Este știința care studiază maladiile ficatului și sănătatea ficatului. Să nu zic așa, maladii doar, știi? Sănătatea ficatului. Și astăzi, ceea ce fac propriu zis, este să studie sănătatea ficatului și afecțiunile, bolile de ficat. În Republica Moldova avem foarte multă hepatită, și alte maladii ale ficatului. Care, credem, se muncește foarte, foarte mult în acest domeniu. Tu urmează să prescrii tratament uh, medicamentos, să prescrii diete, recomandări pentru alimentație corectă. Mi se pare asta foarte interesant. Este. Uh, apropo, dar uh, cât de pregătiți sunt uh, pacienții sau cetățenii Republicii Moldova? să. Treacă la un, nu știu, regim alimentar uh, sănătos. Tu observi o schimbare în domeniul ăsta sau e nevoie de cineva, un medic ca tine, vocal în domeniul ăsta, ca să uh, atragă mai mult atenția, ca să uh, inspire încredere și ca să spună că, de fapt, din farfurii pornește totul? Este mult de muncă aici. Este astăzi, când vorbim despre alimentație sănătoasă, este mai bine decât acum 5-10 ani, dar este mai puțin bine decât în următorii 10 ani. Este un domeniu într-o continuă dezvoltare și o să fii de acord cu mine, astăzi avem în societatea noastră un val de nutriționiști, așa ziși nutriționiști. Fără studii medicale, Absolut. cu cursuri neclar unde făcute și cu recomandări nu știu cât de sănătoase absolut de acord, inclusiv fiecare om este individual, adică un regim alimentar care se potrivește unei persoane, crede-mă la cineva care are o maladie de stomac, ficat, intestin, nediagnosticată, poate face rău. Și atunci există această cerere, dacă îi pot zice astfel, această dorință a societății noastre, de a adopta un mod sănătos de viață. De cealaltă parte, există foarte puțini specialiști doctori da, cu studii medicale care ar putea îndruma corect această societate, omul, omul propriu-zis, către o alimentație sănătoasă, o, un mod sănătos de viață. Și atunci am zis că este loc de mult de lucru în acest domeniu. Și iată de ce am ales inclusiv. Tu acum ești parte a sistemului medical? Da. Nu știu în ce măsură o să preiești tu un anumit comportament al, al medicilor acolo Ei au o anumită prezență, nu știu, formă de a comunica Dar cu siguranță știi problemele din sistem Salarii mici, corupție multă, cei mai buni specialiști care pleacă în străinătate Tu le simți altfel în momentul în care te afli în sistem Nu știu cum să-ți explic acest lucru cu un și salariu da, de și medic în Republica Moldova poți trăi decent, fără să fii nevoit să iei mită? Dorine, eu sunt medic rezident și pot să-ți explic exclusiv din salariul pe care îl am eu ca și medic. În această clipă, pentru mine, ca și medic începător, nu este un salariu deloc mic și deloc rău. Ce salariu? Pentru că acum câțiva ani au fost, au fost realizate modificări, da? În privința salarizării lucrătorilor medicali. Eu nu pot să-ți răspund astăzi, în această clipă, ce salariu are un medic X, medic Y, un șef de secție, un director de spital și alte categorii de personal medical, pentru că nu cunosc. Da? Nici nu mi-am dat interesul să aflu foarte mult, acum vin să-ți spun. Dar un rezident? Un medic rezident, astăzi. Eu, astăzi, sunt salarizată în cadrul Spitalului Clinic Republican, ca și medic rezident, totodată primesc bursă de bursă de la Universitatea de, 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 stat de Medicină și Farmacie ca medic rezident. Și astăzi pot să-ți spun că este un salariu deloc rău. Peste 10.000 de lei? Nu, nu. Nu-i peste? Nu, nu. Este mai mic de 10.000 de lei, este mai mic de 9.000 de lei chiar. Așa, 7-8.000. Dar pentru mine la această etapă în care eu am venit în sistem să învăț, eu nu sunt astăzi în momentul în care să dau cunoștințe, informații și să stabilesc 100% diagnostice tratament. Pentru mine la această etapă în care învăț este din punctul meu de vedere suficient. Dar eu vorbesc exclusiv de mine, eu Maria Marian, pentru că eu primesc și salariu de la Jurnal TV. Mă înțelegi? Plus ai un soț care la Plus. fel muncește și... Bă... Știi cum? Nu vreau acum să zic, Nu vreau lumea să mă înțeleagă corect. Nu vreau să mă pronunț față de colegii mei. da. Nu știu pentru ei este puțin sau este mult. Pentru mine este, zic eu, la această etapă inițială. Eu sunt anul întâi medic rezident. Este suficient. Este, este suficient la etapa da. în care încă înveți. Dar Înțelegi? tu cum, ce părere da, ai despre dar cei care... Se muncește foarte mult. Vrei să-ți spun cum zic eu despre Spitalul Republican când mă duc la muncă de dimineață? Aici se muncește ca pe front. Este un efort fizic și intelectual imens. Mai mult decât aveam eu până acum în cadrul televiziunii. Credeam că muncesc mult la Jurnal TV, e bine, eu muncesc dublu sau triplu la Spitalul Republican. Sunt cazuri venite de pe tot teritoriul Republicii Moldova, sunt oameni cu diagnostice multe, sunt oameni, sunt persoane în faze decompensate ale bolii și sunt persoane care are concomitent diabet, zaharat, hipertensiune arterială, ciroză hepatică, plus 1, 2, 3, 4, 5. Ca să înțelege, există oameni cu 10 diagnostice, atunci când pleacă sau vin la noi. Și atunci un medic, iată, vorbesc strict de medicii din secția în care activez eu, întâi de toate trebuie să facă lumină în aceste diagnostice, să recomande tratament, astfel încât să nu dăuneze. Și este complicat, da? Este foarte complicat să găsești mijlocul de aur în toate aceste în toate aceste Maladii. Și evident și că este puțin tot... plătit la volumul da, de muncă, inclusiv a unui medic zi. rezident. Dar eu știu foarte bine cât primesc și medicii consacrați, care au merite, care au lucrări, tot nu sunt salarii pe este care prea le au puțin în raport, nici măcar medicii rezidenți în țările europene. Absolut, de asta mulți puțin, pleacă din sistem. Absolut, absolut. Este tu prea, înțelegi? Sigur că da, este prea puțin în raport cu. Munca fizică și intelectuală pe care o fac este prea puțin, este insuficient. Pleacă și să știi că doctorii noștri, doctorii din Republica Moldova, sunt extrem de prețuiți în străinătate. De ce? Pentru că noi suntem muncitori, doi. Noi întotdeauna, așa ne-a învățat, cred că trăiește în Republica Moldova, întotdeauna învățăm, învățăm și iarăși învățăm, niciodată nu dăm mâinile în jos, suntem optimiști și muncim până la epuizare. Automat, atunci când ai aceste abilități, sau aceste forme sau când ai această tărie de caracter te duce în străinătate reușești să obții multe și foarte multe și da, nici nu se discută în, astăzi pot să zic un lucru astăzi în Republica Moldova un medic nu este apărat de nimeni noi nu avem nici legislație care să apere interesele și drepturile unui medic da? Uh, nu avem nicio Posibil este ea formală, dar nu există o comunitate care să zică, uite, da, uite, se întâmplă o situație în care un pacient nu este de acord cu ceea ce, ce s-a făcut și atunci să existe, nu știu, un grup de juriști, o comunitate de doctori, avocați, care să zică, stați un pic, doctorul X a făcut corect sau s-au respectat toate procedurile legale, da, cu privire la, 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 la actul medical. Și Dar actul la noi, medicii sunt, fost, sunt purtați prin judecată, ani de zile. Astăzi, și tot așa este mai ce este. este. În străinătate există. Există organisme naționale, internaționale care apără interesele medicilor. Și atunci, tu, ca și doctor, stai într-o oarecare măsură liniștit, că în caz în care ceva se întâmplă, da, este cineva care să zică. Că tu ai realizat actul medical corect. în general, eu cred că sunt oameni corecți și sunt mulți există, și ar trebui despre asta să se vorbească. Eu sunt vocea lor. Noi avem în sistemul medical oameni de excepție. Doar că, din cauza faptului că totul se generalizează, suferă și oamenii buni și foarte buni din sistem. Să nu existe acest, acești oameni, sistemul medical de mult nu era cum este. Dar astăzi se fac lucruri mărețe. Crede-mă ce zic dincolo de faptul că o zi, a, Maria e din sistem, nu. Eu văd asta, eu văd, eu văd, eu văd oameni care, nu știu, pentru care se luptă până la ultima clipă de viață, pur și simplu. Dar să-ți spun și, și un alt corect, lucru, din cauza spun. stereotipurilor din societate, suferim mult, suferă mult doctorii din sistem, eu inclusiv, pentru că există, uite, se vorbește mai puțin despre acest lucru, există pacienți care vin să internează, vorbesc curât, da, uh, Nu știu, au atitudine așa De parcă ești sluga lor Absolut uh, Te tutuiesc, eu rămân așa un pic șocată, Adică omul din satul X, raionul Y Vine și îmi zice mie tu, știi cum Și uh, sunt pusă în situația în care uh, Trebuie să fiu foarte atentă Nici să-l supăr da? Dar în același timp nici nu pot permite ca el să-mi zică tu, Maria da? Îți dai seama. Pentru sunt că... anumite norme de politețe care trebuie respectate. Dar ne adaptăm. Și pacienții trebuie educați. Absolut. Ne adaptăm, discutăm, vorbim și, nu știu, comunicare și empatie. Cu asta, Astea cred că sunt instrumentele cu care noi putem face să educăm și să avem, inclusiv pacienți respectoși sau oameni respectoși față de noi, ca și doctori. Tu ai mai avut o experiență, și vreau aici un pic să, să ne oprim. Tu vorbești foarte mult despre testul citologic. Ah, și da, vorbești în urma unei experiențe personale pe care ai trăit-o. Tu la un moment dat ai avut suspiciuni de cancer. Da înainte de chiar de prima de sarcină. De sarcină. Da, așa este, așa este. Poți să spui ce s-a întâmplat uh, acolo, cum ai ajuns tu să afli, pentru că ziceai că te simți foarte bine, absolut. ai fost la un control de rutină da. și s-a depistat că există aceste celule. celule da, și asta am eu am bănuiesc că se întâmplă la multe femei, absolut. dar multe dintre ele nu ajung la, la un test absolut. de rutină. Absolut. Se întâmpla în 2019, atunci când deja Cristian era foarte bine, Uh, deja era revenit complet, și atunci am decis că încet, încet, nu chiar în secundă asta, încet, încet să ne planificăm un alt copilaj să apară în familia noastră. Și fiind din domeniu, îți dai seama cu ce încep, cu un control profilactic, un lucru de altfel evitat de foarte multe femei și nu doar femei, oameni, da? Și atât la acest control de rutină. Repejor, ca de obicei, eu fiind în, într-un continu, într un ritm nebun de viață, repejor, repejor merg și fac la activități, mă sună doamna doctor și îmi zice, Maria, te rog frumos să vii la mine, la un interval de câteva zile, săptămâni, nu mai duc aminte. O întreb, doamna Angela Prepeliță, zic, spuneți-ne la telefon, dar ei zice, Maria, nu este vorba de telefon, te rog să vii la mine. Cum vorbesc despre asta cu zâmbetul pe buze, dar atunci mi-a căzut lumea în cap. Zic, doamne, ce mai este și asta? Mă duc, discut, ea îmi zice, uite, este această etapă, trebuie să mai cercetăm, mai facem investigații suplimentare, nu este cazul să te panichezi, dar te rog frumos, în această secundă etapă nu-ți planifici sarcină. Vrei mă crezi, vrei nu mă crezi, dar tu ai o leziune de precancer. Ce înseamnă precancer? Este o stare, în cazul cancerului de coluterin, se poate zice acest lucru, este o leziune pe care există celule anormale, celule cu modificări da, de structură, care în timp, dacă nu iei măsuri, se dezvoltă în cancer de coluterin. Cancerul de coluterin se dezvoltă în 10-15 ani. În această perioadă există diverse modificări la nivel de celulă, de la o atipie, așa se cheamă ea în termeni medical, până la deja celule uh, cu malignizare, da? celule malignizate. Și dacă tu n-ai fi depistat la acea etapă problema... Se dezvolta în cancer. Se dezvolta în cancer. Dacă eu nu depistam la timp această problemă și dacă nu interveneam, în timp se transforma în cancer de coluterin. Ai avut intervenție chirurgicală. Da. Atunci ce am făcut? Uh... Am mers, am mai făcut investigații suplimentare, se face colposcopie, există un protocol medical pe care doctorii ginecologii îl cunosc foarte bine. Am mai așteptat să fac un test medical repetat. În acea vară, căci l-am depistat în februarie, în acea vară am dorit totuși o a doua opinie medicală și am mers, mers în Italia, Italia da, la un medic de acolo. Și să știi că mi-a plăcut enorm de mult, mi-a zis astfel. Zic, uitați-vă, eu pot rămâne să fac intervenția la dumneavoastră, la care el îmi zice, eu cred că în Republica Moldova aveți doctori foarte buni care pot face această procedură medicală. Nu este nimic complicat aici, doar trebuie realizat. Și atunci, cu toate documentele mele și toate actele medicale, cu toate rezultatele, am venit aici. La medicul de familie m-a redirecționat către Institutul Mamei și Copilului, la Centrul de Referință în Colposcopie. Doamna Uleana Tabuic a fost cea care mi-a zis, Maria, asta este procedura. Și am făcut intervenție chirurgicală la început de septembrie, da, un pic, iată, a durat din februarie până în septembrie până m-am decis la intervenție chirurgicală. Și atunci, post-intervenție, încet, încet, am rămas însărcinată și îl avem astăzi pe călie. El are 2 ani și... Nu are 2 ani, încă un cred. an și 10 luni. Săptămâna trecută am încetat alăptarea, apropo, l-am alăptat oh, mult. destul de mult. Așa am vrut eu. Organizația Mondială a Sănătății recomandă 2 ani <laughs> să se alăpteze pentru, un copil, pentru sănătate de plină a unui copilaș. În cazul ambilor spun... a fost? Cristianu, 2 ani și 2 luni aproape, Călin, un an și 10 luni, iată, am împlinit. Ce vreau să zic un lucru și atât, din această dorința mea, da, am decis că este cazul, nu în zadar am vorbit public despre această situație, am zis că dacă măcar o femeie, atunci când mă aude, merge și face un test citologic, rostul meu pe acest pământ l-am atins, l-am realizat. De ce zic acest lucru? Este păcat astăzi o persoană sau o femeie să-și piardă viața din cauza cancerului de coluterin. Și în lume avem țări libere de cancer de coluterin. Și atât alături de echipa Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, astăzi dezvolt un proiect în care îndemnăm femeile să-și păstreze sănătatea, să-și facă testul citologic. Ba mai mult am inițiat un maraton online, așa și se numește, păstrează sănătatea, fă testul citologic și o comunitate online de femei în care discutăm despre cum poate fi prevenit cancerul de coluterin. Cu adevărat, eu cred că această maladie poate fi evitată și atunci când medicina are acest, acest nu știu, această baghetă, de ce să nu o folosim pentru a fi sănătoase? Și voi mergeți inclusiv în teritoriu, am văzut. Da, în această vară am mers la Ungheni, Cahul, urmează o a treia regiune, Uh, am organizat inclusiv un atelier pentru jurnaliști în care să informăm corect despre cum poate fi prevenit cancerul de coluterin. Apropo, acest proiect îl dezvoltăm inclusiv cu Agenția Românească RoED, este cea care ne susține în această pornire și inițiativa noastră și uh, este un alt lucru major pentru societatea noastră pe care am zis că este absolut nevoie să-l facem. Alături de Tatiana, sora mea, suntem cele care împreună cu echipă mare, inclusiv cu unitatea de coordonare a implementării screeningului de col uterin în Republica Moldova facem acest lucru. Ce frumos. Eu da. cred că e nevoie de mai multe da. astfel de proiecte. Tu Absolut. vorbești foarte mult despre vaccinarea HPV, care o consideră importantă și este practic unicul vaccin care previne Da, este un cancer și există foarte multe persoane care sunt Neîncrezătoare sau nu au dorința să facă acest vaccin fetițelor, inclusiv să face și băieților. Dar nu cred că este vorba aici doar despre vaccinarea contra HPV. În general, domeniul de imunizare, domeniul de vaccinare este delicat pentru societatea noastră și aici este nevoie de foarte multă informație da pentru ca oamenii cu adevărat să înțeleagă importanța imunizării, în profilaxia bolilor care pot fi prevenibile prin vaccinare. De ce zic acest lucru? Există multe mituri, multe stereotipuri și neavând acel grad de cunoștințe în domeniul medical, oamenii tind să creadă în neadevăruri mai mult decât în date științifice. Și atunci Rolul meu inclusiv este să vin să explic oamenilor de ce este util un vaccin, ce poate el preveni, care sunt inclusiv reacțiile care pot fi adverse, da, dacă există. Dar acest lucru, uite, inclusiv COVID-19 ne-a demonstrat, da, și este o lecție pentru întreaga umanitate, da, referitor la imunizare inclusiv. Să știi că este dureros sau atunci când ne vin pacienți sau atunci când ne vin persoane cu maladii concomitente, cu stare de sănătate gravă, da? cu, multe, cu multe maladii și inclusiv ne zic că nu m-am vaccinat, este dureros pentru că deja sunt date științifice care demonstrează că atunci când există imunizare, persoana fie trece mai ușor, fie evită complet îmbolnăvirea. Eu mă bucur că tu ai vorbit despre acest subiect, mă gândeam că o să-l eviți. Deci tu Eu ești pro-vaccinare, să... inclusiv ai vaccinat ambii copii cu toate vaccinurile recomandate la vârsta lor. Da, da. Tu ai născut la privat, ai vorbit despre asta. De ce ai ales al doilea copil să-l naști la privat? Pentru că am fost în, plin, în plină perioadă de COVID-19. L-am născut... Calin a venit pe lume în septembrie 2020, și, după cum bine știi, a fost exact perioada în care COVID a, era perioada în care se întâlnea COVID mult și foarte mult. Totodată, soțul meu a fost cel care a vrut să-mi fie alături. Al, alături. Și la stat nu era posibil, nu respectiv era posibil. La, la privat era posibil. Da, opțiunează. nu era posibil. La privat cu uh, testare uh, PCR. La internare, Liliana a fost alături de mine în salon, adică noi ne-am <gântări> internat împreună, să zic așa. Adică Inclusiv a fost prezent la naștere? Nu a fost prezent la naștere pe cele câteva ore cât am fost. El n-a vrut, sau tu? Nu n-a vrut, a, așa prevedea protocolul atunci. Uh -huh. Dar m-a așteptat în salon și eu când am venit, el era alături, și a fost, în general, și Cristiana a venit pe lume. Lilian mi-a fost tot timpul alături, să știi. Eu am un soț. Eu am un soț extraordinar, iarăși, el tot timpul mi-a fost alături, tot timpul, tot timpul Și atunci când chiar dacă ne certam și eram supărat foc pe el și mă întorceam și ziceam nu vreau să te văd El era acolo alături de mine, pur și simplu Iată are frumos. puterea de a mă ierta și de a-mi răbda Ce trebuie să fac un bărbat pentru ca o femeie sau soția lui să vorbească așa despre el? <laughs> nu, nu, nu am secret, <laughs> nu știu chiar nu știu ce trebuie. Să fie mereu să acolo susținem. când, când e nevoie de el. Da, să o susțină, să fie alături, să nu existe, eu asta nu fac, eu asta nu vreau, să știe că soția lui este unică și mai bună decât mama copiilor lui, pe lumea asta nu există nimic, pentru că, virgulă, copiii lui, da, femeia, a acceptat să-i dăruiască copia lui. Eu tot timpul zic lui Lilian, toți bărbații de pe lume te-am ales pe tine și pentru asta suntem datori universului, lumii să ne creștem copii frumos. Înțelegi? Asta este nevoie. Și ai Dar dreptate. Absolut. Până la urmă eu ca și femeie am ales lui să-i dăruiesc copii și el ca și bărbat m-a ales pe mine să-i dăruiesc copii. Și Mulți bărbați nu se nu gândesc înțeleg la asta. asta, nu înțeleg. Au un comportament față de soțiile lor. Deci, nu știu, e îngrozitor când vezi câte o relație. Și de asta avem nevoie Mare de eu. exemple pozitive, iată ceea ce spui tu. Tu într-un reportaj pentru UNFP Moldova spuneai că ești bucuroasă că ai reușit să naști natural și nu prin cezariană. Da. De ce era atât de principial pentru tine? Pentru că acum tu vezi în ultima perioadă tot mai multe femei preferă să nască prin cezariană decât natural. Eu sunt adeptă a proceselor naturale firește. <laughs> să zic așa. Și atunci când Dumnezeu a creat această posibilitate pentru femei de a da naștere copiilor natural, dacă este posibil și dacă există această variantă, nu văd de ce s-ar interveni chirurgical. Dar în cazul lui Călin au existat anumite discuții referitor la faptul că aș putea naște anume prin cezariană. De ce? pentru că deja avusesem o intervenție la nivel de col uterin și s-ar fi putut ca pe perioada travaliului colul uterin să nu reacționeze firesc pentru că deja avea o cicatrice și atunci tot timpul am fost, nu știu, așa, sub um, tensiune, da, îngrijorare, da, nu frică, nu, că aveam încredere în echipa medicală dar să știi că în cazul meu diferiți doctori ginecologi au avut păreri diferite. Cineva îmi spunea că este bine și potrivit să fie cezariană, având în vedere faptul că deja există o cicatrice la nivel de coluterin. Am avut încredere în echipa medicală alături de care am ales să-l aduc pe lume pe călin. Domnul Maxim Calaraș a fost cel care a zis, Maria, eu sunt alături, totul va fi bine, ai încredere în mine. Dacă va fi necesară cezariana, în câteva minute intervenim. De asta totul va fi bine. Și, în general, să știi că eu sunt un tip de om în care, dacă aleg să merg la un doctor, am încredere de plin în el. Și asta îmi doresc de la viitorii mei pacienți. Tu, când m-ai telefonat și mi-ai zis de interviu, ce ți-am răspuns. Dorin, dacă am ales să vin la tine, am încredere în întrebările pe care mi le vei acorda. Așa a fost? Și eu m-am bucurat că, să aud asta. Da. Pentru că este plăcut atunci când alegi să fii alături de cineva, să știi că are încredere în tine, și tu, la rândul tău, să oferi încredere. Doar atunci se reușește a stabili o relație de parteneriat frumoasă. Inclusiv în căsnicie. Eu tot timpul zic, bărbatul și soțul, partenerul de viață este întâi de toate parteneri de viață și apoi toate restul. De ce? Pentru că doar împreună, în echipă, se reușesc lucruri frumoase și doar când atunci există încredere de plină în celălalt. Ce frumos! Dar și cum reușești tu să faci un echilibru între atenția față de copii și atenția față de soț? și să nu uiți Ei, de el. Nu mai reușesc eu tot timpul <laughs> să <laughs> Știi că putem vorbi acum despre ideal, dar nu mai reușesc eu tot dar timpul. Dar te înțelege soțul. E? Deja nu are <laughs> Deja și -are și încotra... medicină, da? <laughs> nu are încotro. Eu trebuie întotdeauna altfel să pun problemă, nu atât soț și copii, dar profesional versus personal. Iată aici tot timpul Trebuie să echilibrez, pentru că îmi place să muncesc și deseori pot cădea în cealaltă extremă. Și atunci, Liliana îmi zice, Maria, da, poate mai stai cu noi, da, poate eu am nevoie de tine, eu vreau să fie alături de mine, copiii noștri au nevoie de noi. Și atunci, așa, în revin și zic, gata, sâmbătă-duminică sunt alături de voi. Iată, aici este marea mea dilemă. Echilibru între personal și profesional, că pot munci mult. Păi, uite, dar asta trebuie... au contat când ai ales specialitatea. Te-ai mm -hmm. gândit la asta? Că dacă erai în obstetrică. Da. La da, revedere, Lilian, da, și copiii. Nu reușeam, dar nu reușești. Că atunci ai de ales într-o femeie care naște acum, în secunda asta, și trebuie să fie acolo, și și familie, și copii. Și atunci, în general, e greu să găsești armonie și echilibru. E dificil. E dificil. Dar de asta suntem oameni. Da? Toată viața suntem în căutare. Absolut. Și învățăm toată viața. Absolut. Cât timp te mai vezi în jurnalism? Dificil să-ți răspund. Câțiva ani, poate, poate mai mult, poate mai puțin. Eu, în general, gândesc planurile mele, fac pentru următorul jumătate de an sau an. Da? Și în planurile tale intră jurnalism. Acest an voi fi încă în jurnalism. Cum ai caracteriza starea jurnalismului moldovenesc? Încă în dezvoltare. Top trei lucruri la care ar trebui să renunțe majoritatea dintre noi pentru a avea o sănătate mai bună. Vicii, alcool și fumat. Doi, alimentație nesănătoasă. Și trei, adoptarea un, unui stil bogat în mișcare. Activitate fizică regulată. Asta pentru sănătate de plină. Top 3 elemente care trebuie neapărat să se regăsească în frigiderul fiecăruia. Legume, fructe, obligatoriu și um, proteine de calitate. Ce ai vrea să le spui pacienților care au atitudine față de medici de parcă ei ar fi slugile lor? Un medic, ca să devină medic minim, oferă. 10 ani din viața lor ca să fie acolo în fața lor. Și atunci, ceea ce ne dorim ca și doctori este respect întâi de toate, respect, respect și iar respect. Doi, să știe că de acțiunile noastre depinde viața și sănătatea lui și atunci să ne ofere încredere și credință că totul va fi bine. Foarte frumos. Eu sper să țină cont de asta. Te-ai gândit să emigrezi din Republica Moldova? Da, da, da. Și inclusiv astăzi nu pot să zic că acest gând nu-l avem, ca și familie. Astăzi avem o situație incertă, încă în Republica Moldova. Am avut pandemia COVID, acum avem războiul din țara vecină, da. Și întotdeauna mă gândesc ce ar fi cel mai bine pentru copiii mei. Și Inclusiv astăzi nu pot să zic că am renunțat definitiv la ideea de a emigra. Vedem. Astăzi sunt aici și acum. Nu știu ce ceva, peste 2, 3, 4, 5, 7, 10 ani. Sora mea este în Germania, fratele lui Lilian este în Marea Britanie, avem prieteni în Franța, Italia, Marea Britanie, Germania, inclusiv oameni care ar putea să ne susțină cu un loc de muncă la etapa inițială de emigrare. Da? Astăzi suntem acasă, că este decizia noastră de a fi acasă. Și atâta timp cât putem să fim utili acestei societăți, oferim maxim la ziua de azi. Nu știu ce va fi mâine. Și, Maria, ce contează cu adevărat în viață? Familia, dragostea, oamenii dragi, armonia, echilibrul și iubirea față de oameni. Ceea ce oferi, vei culege. Mai devreme sau mai târziu. Și întotdeauna să oferi maxim, să faci maxim bine în această viață. Și lucrurile frumoase nu vor înceta să apară.